Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit! Am văzut cum cam pică motivul celor de la Inspectoratul Școlar. Nu sunt toalete la țară pentru că sunt foarte scumpe. Da, domnul șef al Inspectoratului Școlar Lazăr spune că din informațiile pe care le are de la omul plătit pentru asta în Inspectoratul Școlar, o toaletă la țară ar costa 1 miliard de lei. Însă noi am văzut, cum spunea viceprimarul de la Șchea, Șchea e tot la țară, nu este în altă parte, tot într-o localitate în care nu peste tot este apă și canalizare, că de-aia spunea domnul Lazăr că e așa mult 1 miliard de lei, pentru că nu e apă și canalizare la țară, da, și da, trebuie să facă cu fosă și ce mai trebuie. La Șchea s-a putut cu 400 de milioane și ai văzut, era toaletă pentru fetele, erau mai multe, toaletă pentru băieți profesor și pentru profesori, și era foarte frumos, foarte elegant făcut. Însă domnul Lazăr este, face parte din categoria șoarece de bibliotecă, din aia care stau în birou și nu ies nicăieri. Nu. Și vine un funcționar și spune funcționarului, când își mai face el timp, că la Inspectoratul Școlar se ocupă cu altceva, dă-l pe ăla afară, schimbă-l pe ăla, n-au ei treabă cu lucrurile astea minore, astea sunt minore. Și cheamă pe domnul de la investiții și zice, și ăla vine și spune 100 de mii și el vine în conferința de presă și spune că 100 de mii, atâta costă. Însă domnul Lazăr, dacă ar fi fost un pic interesat și chiar ar fi dorit ca această problemă să înceapă să fie rezolvată, pentru că ea nu poate fi rezolvată mâine, nu? Desigur. S-ar fi interesat și ar fi făcut un pic de teren. Dumnealui are posibilitatea să pună aparatul din subordine să întrebe, domnule, unde sunt toalete la țară? Unde există toalete? Dacă au, hai să mă duc eu într-o zi. Au găsit soluția salvatoare, da, să o luăm și noi, nu? Mă duc eu într-o zi, șef al Inspectoratului Școlar, și mă duc la Șchea, la Pârtești, unde mai sunt din astea toalete făcute la țară, la școlile de la țară, și vedem cum au făcut cei de acolo. Nu stai în birouri și spui că nu știu ce, că nu se poate și că asta cum nu se poate am auzit-o. S-a schimbat puterea. S-a schimbat șeful Inspectoratului Școlar. Au plecat răi de la PDL, au venit buni de la USL. Ce s-a întâmplat pentru școala suceveană de când a venit domnul Lazăr, șef al Inspectoratului Școlar? Pe de una, două, trei, patru luni. Da, nu? În afară asta de director. Ce s-a schimbat? Concret. Adică, cu ce a venit noua formațiune politică? O formațiune, un partid, o alianță politică, o alianță care și-a pus directorul acolo, șeful Inspectoratului Școlar. Pentru ce a schimbat șeful Inspectoratului Școlar? Care este dorința noi alianțe politice, alianță care se află la guvernare? Facem schimbări. De ce le facem? Numai pentru a schimba directorii de școli? Numai pentru a eroti pe inspector? Pentru a aduce pe domnul Slevoacă, cel ce a fost ajunct al Inspectoratului Școlar în timpul guvernului PSD 2000-2004, ajunct la Inspectoratul Școlar, să-l punem șef la cadre, să învârte lucrurile acolo? De aia se face schimbare. De ce a fost pus domnul Lazăr? Ce a făcut domnul Lazăr de când este șeful Inspectoratului Școlar? A schimbat directori, s-a dus la deschiderea unui școlar și a primit flori, a mers și a vorbit trei lulele, opt surcele pe la deschiderea școlilor și asta s-a făcut. Dar lucrurile importante, o chestiune, domnule, un proiect, să aibă Inspectoratul Școlar un proiect. Și lucrul ăsta este foarte important. Asta cu toaletele ar fi unul, cu microbuzele școlare ar fi un al doilea și exemplele continuu. Dar ăsta este un lucru foarte important. Și ce face domnul șef al Inspectoratului Școlar? Vine și vinde niște minciunele pe care le-a vândut tatăl din inspectorat. Poate că situația se va îmbunătăți. Adriana, hai să fim serioși. Nu, dar întrebarea esențială este asta. Pentru ce se schimbă un inspector școlar? USL-ul ce vrea să facă? Care este perspectiva? Încotro duce USL-ul școala? Că PDL-ul a dus-o în groapă, unde a dus-o, a închis școlă, nu știu. Dar voi, dacă l-ați schimbat pe șeful Inspectoratului Școlar, a schimbat inspector, de ce l-ați schimbat? Pentru ce i-ați schimbat? Numai să vă puneți oameni, să-i recompensați pentru că au dat din gură pe la ședințe, pe la humor și pe la, ca la Findești, pentru asta se schimbă șeful Inspectoratului Școlar? Sau pentru a demonstra tu, USL, care vii îndată să ceri voturile pe 9 decembrie, că ești în stare, să faci adevăratele probleme? Da. Nu, stau ca niște mămălici puși acum în funcție, cât și-au pus ei în funcție și nu se întâmplă absolut nimica. Nimic nu se întâmplă. Nimic bun. Bun pentru da. Învățământ. Că adică pentru și, ei și pe urmă, dacă 9 decembrie și-o iau, o se mire de ce? Păi bă, dacă stai ca mămăliga, cum vrei să te voteze lumea?
Bun, au plecat aia care erau cum erau. Dar voi care sunteți, mai ce faceți voi? Au avut deja câteva luni la dispoziție, foarte bun. Nu? Domnul Lazar a dus de la Humor, șef al inspectoratului școlar. Ce a făcut el de când e șef? Bună întrebare. Probabil că răspunsul nu o să-l primim. Mă interesează, îl primim. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!